Buburuțo, ia uite ce are mami aici pentru mine. Ia uite ce are mami. Uite, avem două păpușele drăguțe. De care îți place mai mult? De care? De Mini. Sau de frumoasa asta blonduță? De Mini sau de blonduță? Care-i preferata ta? Uite, una are papuci mari cu tocuri și alta s-a pierdut unul. Îți plac amândouă, da? Salut, Carolina! Dă-ne suc! Dă-ne suc! Dă-ne suc! Da? Hai să-ți spune mami o fundiță! Hai să-ți spune mami o fundiță! Că stă mega bine cu ea! Uite ce frumoasă ești! Așa că e cea mai frumoasă! Așa-i? Așa-i? Așa că e super mega frumoasă! Da, da, da! Dar unde a căzut această prințesă? Nesuc! Nesuc! Dar cine e acolo la cameră? Cine la cameră? Salut! Salut, Carolina! Salut, păpușă frumoasă! Mi-e drag de tine, fată dragă! Așa! Vrei să fim prietene? Unde te uiți după tati? Vrei să fim prietene? De gustos, așa-i? Știam eu că dacă era gustos, îl mâncam eu de mult. Da? Da? Aici avem un centru de joacă foarte fain, o să punem o bubulină. Hai bubulina, haide de joacă, hai păpusică. Haide, hai păpusică centru de joacă. Haide că poți. Bravo, uite maimuțica. Uite maimuțica în centru de joacă. Prinde maimuțica. Bravo, iubita. Și acum trebuie să te joci cu ea, că de-aia am luat ăsta ca să mă joc cu ea. Nu, nu ca să se joace singură. Am luat-o ca să mă joc cu ea. Prinde maimuțica de coadă, prinde codița. Așa, bubusică! Tam 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 tam. Tati are o păpușă, uite aici, două maimuțe, prinde-o de coadă, trânge tare. Așa, rupe codița dacă vrei, prinde maimuța și cu mâna asta. Așa, luăm mânuța aceea de aici, așa, și prinde maimuța, așa, prinde maimuța, să prinde maimuța, cum să nu prinde maimuța, așa, prinde maimuța, prinde maimuța, prinde maimuța, maimuța, bravo, tati are păpusică, tati are Carolina, plosc, ta, 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 ce face păpușa mea, uite ce ochișor are păpușă, dogo, dogo, dogo de ea. Asta este centrul nostru de joacă în care Carolina se joacă cam o dată, două ori pe zi, cum se poate. Îi place foarte mult, numai că nu mi-a plăcut eu singurică. Te mai joci cu ea așa. Prinde maimuța de coadă, prinde maimuța de coadă, prinde-o, haide, așa. Și cealaltă. Așa. Dar nu, eu vreau să-l trag în gură. Să prind în gură, să... așa. Prinde maimuța, așa. A prins maimuța de coadă. Așa, bravo, cum a prins ea maimuța. Tati
tati, are păpusică, tati, are gălăstică, tati, are prințesică, tati, are Carolina. Așa, prinde și asta, așa, prinde tot ce vrei, așa. Uite, maimuțică mică, ce te prinde, tati, așa. Prinde-n două maimuțele, așa, 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 așa. Strânge tare, strânge tare, păpusică, strânge maimuțelele, să fie de ele. Așa, bravo, bravo, așa, bravo. Prinde maimuțelele, că nu-i după ele. Așa, e nebunită după maimuțele. Tati are Carolină, tati are Bubulină, tati are prințesică, tati are păpusică, zâmbitoare și frumoase, cu cerceluși și obrăjor, cu bărbiță și căpșor, cu năsuc și mânuțe. Ce face păpusea mea? Cât mai stai aici? Tam, 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 prinde, strânge tare, strânge, bravo, ai prins maimuța, să nu-i, când mai crește, ea o să prindă cu mânuța ei maimuța, că acum alunecă maimuța, ce maimuța, prinde-o de coadă, numită după maimuțe, așa, și prinde maimuța, de-aia de obicei vrea să o bage în gură, nu-i ajunge doar așa să prindă, prinde maimuța, așa, strânge-o, strânge-o tare, maimuța ta, așa, maimuța, maimuța, așa, strânge-o, strânge-o. Bravo! Și ăsta când dăm așa o palmă, face așa o chestie. Mai are jucările astea, are chestia asta de aici, asta de aici și asta din spate care s-a rupt, dar o să repare tati. Și asta e un cel de joacă care stă pur și simplu pe loc. Lăzie, uneori mai plânge că nu poate să tragă asta spre în guriță, că nu poate bage în guriță. Așa, 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 așa. Prinde. Așa, așa, prinde, prinde puiul. Numai că ea vrea să le ia în guriță. A, dar cum? N-a venit nimic în guriță? Ce zici de această suzetă gustoasă care poți și cu renunțați în guriță? Ce zici? Ia vezi. Așa. Așa. Mai nou, acum suzetele se mușcă. Da, așa. Ia arată la lume cum te joci tu. Eu arată la lume prințesa mea. E bubulină. Dar ție, uite, mi-a știut că e suzeta. E bună suzeta și care a mea suzeta. Că ne apar dințișorii și simțim nevoia să roadem tot. Păpusică prea frumoasă. Cât de bun este? Da, cât de bun este? Ție faci, măi. Ăsta este stabil. Ăsta nu se mișcă. Este destul de mare, ocupă spațiu. O să vrem să-i luăm și un fel de premergător, dar acum avem doar chestia asta. Și inițial am crezut că dacă stă în asta, putem să facem noi treabă prin casă. Dar nu. Stă în ea, dar trebuie să stai lângă ea. Te uiți la ea să nu știu ce este, mai joci cu ea și stă. Ai plecat puțin, toată distracția s-a dus. Trebuie să stea lângă tine. Dar ția ta, aveai să prinzi asta cu mânuța? Și dacă dai așa o palmă la asta, face așa gălăgie. Are mare o melodie. Chestia asta de aici trebuie să o repar, este un fel de așa. Chestia asta se poate da mai jos sau mai sus. Ca copilul să ating cu picioarele, nu l-am lăsat încă să ating cu piciorușele. Stă în aer. Asta de aici se mișcă, chestia asta da așa. Erau multe modele, nu eu l-am luat pe ăsta. Acum, ce să faci? Că nu mai știu ce să ieși leagă, ne-am luat și tot ca copilul să-ți stea, faci un duș dar, sau ceva, dar nu merge. Trebuie tot timpul să dai cu el. Ție faci jucărie de păpusă, ce faci? Dă-i o palmă, dă-i o palmă. Prima oară când s-a jucat în el, s-a jucat fain. După aceea, zice, nu, eu mă joc cu tati și cu mami. O, te luăm asta dujeara de aici, așa? Efectiv, de cam pe de la 5 luni și 2 săptămâni, a început brusc, dar pur și simplu brusc, să bage tot în gură, deci mâinile, dexteritatea. Bagă partea asta, hai, uite, cu steaua dacă vrei, nu prinzătoarea, hai bagă, bagă, așa, 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 bă, ce bun este, e cea mai bună parte, zici că e hărtănel, așa, mușcă păpușă, mușcă. Bravo, toată lumea știe că așa se mușcă. Așa cu forță, așa, așa acolo. Bravo, iubita. E bun? Are gust bun? Cât de bun are gustul? Da. Dacă știți ceva ce se dă la copii când gingiile, nu știu, mănâncă sau dor sau cum au, pentru că îi se vede aici jos doi dințișori albi la gingiuță. Ție se vede în dințișori albi? Da. E o cumințică de nu s-a mai văzut, cu căpșorul ei de vis, care îi place foarte mult să facă băițe, se spele pe cap, o cumințică, numai să o speli. Așa. Așa. S-a oprit muzica. S-a oprit muzicuța. Ce părere ai? S-a oprit muzicuța? E bună, noi suntem la ora de ros.
Are jucării favorite, jucării care s-a plictisit, jucării care le aruncă. Asta am dat-o de astăzi. A reparat-o deoarece nu era prizătoarea bună. Și avea două șuruburi, le-am scos, am schimbat ceva. Și faptul că e nouă, se va juca cu ea o perioadă. Că după nu mai vrea, că vrea ceva nou. Am observat că și la cărți, dacă nu mai vede după o lună, le place din nou imaginile și tot. Dacă așa nu, că se plictisește și cu tot dimineața până seara joacă cu același. Uite cum roade, uite cum roade. Așa bun este? Ne apucăm de ros? E bun rosul ăsta? E favoritele tale? Măi, uite cum papă ia păpușica, așa rupe tot rosul. E bun rosul. Dacă stau lângă ea, doar te stai lângă ea, e cu mițică. Ai plecat câțiva metri, lasă toți jucările, plânge, vrea în brațe. Să știe că stai lângă tine, că e bebe și el. E bebe. Așa vorbește cu oamenii. Ea mai spune. Ce mai spui? E bună steluța? Frumusețe. Bebeluș absolut perfect. Dulceață de păpușă ce ești tu. Bebeluș absolut unic și perfect. Cum papă steluța aia? Te-a luat-o tati acum două luni asta. Și era prea grea pentru tine, nu puteai să o ții nici măcar o mânuță, nu puteai să o ții... Da, așa, prinde-o bine! Așa, ia ta! Așa, nu putea să facă nimic cu ea. Era prea grea și ca să fie ca suzetă, ca și purerușă de suzetă. Și acum o prinde în mânuțe și o roade, nu s-a mai putea taros. Dințișorii tăi, de dacă știți ceva pentru dințișori, ce putem să facem sau îi dau numai lucruri de ros, să ne spuneți că... Na. A, ideea este, mai este ceva foarte interesant la asta, chestia asta se învârte, așa, vedeți? Și bebelul se poate învârti cu el, numai că acum bubulina noastră, o să vă arăt piciorușele, sunt în aer, piciorușele ei, că nu vreau să atingă, încă nu merge, dar se poate da jos și bebelul se poate învârti cu asta cum vrea el ca să se joace cu toate chestiile, se învârte destul de ușor, așa. Așa, păpusică, așa, roade tot! Roade tot, fără milă, să n-ai milă la ros, absolut milă la ros, să nu ai deloc. Frumusețe ce ești tu, haide să vă arăt și piciorușele, să vedeți cum sunt. Cam astea-s piciorușele ei drăgălase. De aici se poate ajusta cât de jos sau de sus se pune. Eu am lăsat-o la maxim, că vreau să stea în aer. Și uitați bubulina noastră cum papă. Cum roade, mai bine zis. Dar uitați-vă ce frumusețe vine aici, uitați-vă cum stă Cocos Cristina în casă. Făcuți-i noi un videoleț, că dacă tot a stat cu bubulina, mai nou, frumoasă. Am trecut câteva luni, am stat prin pijamale și cu moți păr nespălat și acum am hotărât să fiu faină prin casă. Da. În caz de vă întrebați, rochesa de la ASOS. Ce faci, măi? Măi, iubire! Roade în continuu, ia uite cum roade. În continuu roade. Iubita mea, e bună steluța. E bună Cocos steluța. Da? A rămas din decorațiunile de Crăciun. Știți că am cumpărat-o de la Jumbo și a rămas aici. Și am zis să-i mai arăt așa, dar de la distanță, care paletele astea. Da. Eu sunt o zână și am venit să-ți îndeplinesc o dorință. Ce dorință ai tu, dragă Carolina? Ce dorință vrei tu să-ți îndeplinesc eu cu bagheta asta mea magică? Vrei să crească dințișorii? Da?
te vezi acolo? Tu te vezi acolo cât ești, tu te vezi acolo cât ești de frumoasă? Tu te vezi cât ești de minunată? Tu te vezi, păpăruzo? Ba, ce somnic, păpăruzo? Ce somnic? E gustoasă, Suzy? În caz de nu știți voi, uite așa, se roade, Suzy, nu se mai suge, se roade. V-am pupat, dulcilor de coco, și nu uitați să apăsați butonul de coco like, da, să-mi spuneți dacă mai vreți video-uri cu mine.